Înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a oficiat astăzi slujbă de pomenire pentru toți eroii căzuți pe câmpurile de luptă în primul și al doilea război mondial. Ceremonia de comemorare a avut loc la Monumentul Eroilor din Pădurea Dumbrava. Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu, Consulatul German de la Sibiu, Instituția Prefectului și autoritățile publice locale, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sibiului, au organizat astăzi o ceremonie de comemorare a eroilor căzuți la datorie în primul și al doilea război mondial. La momentul solemn au participat reprezentanții instituțiilor partenere, ofițeri, militari și invitați care au comemorat eroii de toate naționalitățile căzuți la datorie în țara noastră. Înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a săvârșit o slujbă de pomenire împreună cu un sobor de preoți militari. Consulul Republicii Federale Germania la Sibiu, Kerstin Ursula Jan, a evocat experiența personală a socrului său trecut la cele veșnice săptămâna trecută, crescut în perioada celui de-al doilea război mondial. Acum 5 zile l-am condus pe drumul de veci pe socrul meu în Germania. Născut în anul 1935, a avut o copilărie tipică a unui copil de război, fără tată, acesta luptând pe diferite fronturi ale războiului. A asistat la momentele în care casa, în pivnița căreia se adepostea împreună cu multe alte persoane, pătrunși de frica de moarte, a ars până la temelii. A fost martor când toată strada copilăriei sale a fost cuprinsă de flăcări, nesuflând nicio vorbă împreună cu toți ceilalți supraviețuitori cu privire la soarta îngrozitoare a celor care nu au putut fi salvați din dărâmăturile pivniței învecinate. Prefectul județului Sibiu, Mircea Crețu, a prezentat din partea oficialităților prezente un mesaj de cinstire a eroilor. Doresc să-mi exprim recunoștința față de toți cei care, de-a lungul timpului, au îmbrăcat haina militară și care au făcut sacrificiul suprem pentru idealurile în care au crezut de multe ori ei sau conducătorii acestora. Onorăm curajul și memoria celor căzuți care nu s-au întors niciodată la familiile și prietenii lor. Este de datoria noastră să păstrăm vie memoria tuturor celor care și-au jertfit viața în mod eroic pe câmpurile de luptă. La final au fost depuse coroane și gerbe de flori pentru eroii români și străini căzuți pe câmpurile de luptă de pe teritoriul României.